Misiunea nu poate să fie ușoară, fiindcă este vorba despre o propunere de arestare preventivă. Este vorba despre o arestare preventivă și nu poate să fie o misiune ușoară. Totuși, înainte de orice, aș vrea să fac o precizare în spațiu public. Așa cum știți, în ziua de ieri am ieșit public și am afirmat că votul Camerei Deputaților nu a fost dat în conformitate cu legea. Și afirmam expressis verbis că au fost încălcate dispozițiile articolului 24, anul 4 din legea 96/2006, republicată în 2013, în formula actuală, despre care spuneam că prevede acel articol o majoritate calificată de jumătate plus unul din membrii Camerei. Am văzut diferite reacții în spațiul public, dar n-aș vrea să mă opresc decât asupra uneia. A apărut reacția șefului Curții Constituționale, care, în opinia mea, ar trebui să aibă obligație de rezervă în acest aspect. Și sigur că, pe lângă lucruri interesante, am aflat că legea fundamentală, Constituția, prevalează în fața tuturor legilor. Sper că nimeni din țara asta nu se îndoie asupra acestui aspect. Și am mai aflat, noi așa, că trebuie să cercetăm articolul 155 de regulamentul Camerei, respectiv articolul 76, aliatul 2, din Constituție. Am adus aici ca să vedem cu toții că hotărârea numărul 16 din 23 februarie 2015, cea prin care Parlamentul a încuviințat arestarea preventivă a doamnei Udrea, este dată în temeiul altor articole. Nici vorbă de 115 din regulament, nici vorbă de 76 alatul 2. Este vorba de articolul 72 alatul 2 din Constituție, respectiv articolul 24 din legea 96/2006. Ori, deputații spun că au dat această hotărâre în baza lui 24 din 96/2006, dar nu l-au respectat. V-am atașat aici, o să vă dau să studiați. Inclusiv textul de la din legea vizată, respectiv articolul 24, care spune că în aceste camere, citez, în aceste condiții, citez, camera hotărăște asupra cererii cu votul secret al majorității membrilor săi. Acest text nu a fost invalidat până acum de vreo decizie a Curții Constituționale și chiar dacă el nu convine, unora el trebuie aplicat. Este o lege în vigoare la acest moment în țara românească. Camera Deputaților nu respectă legile Parlamentului. Asta este Curtea Constituțională. Eu am semnalat acest aspect ca să vedeți că în cazul deputatului Udrea s-a făcut absolut orice până și faptul că s-a trecut peste lege pentru aprobarea vizată de parchet. Vom contesta pe căile legale, vom vedea cum este foarte complicat. Într-adevăr, există o contradicție între acest text de lege invocat de noi și Constituție, dar simplu fac este această contradicție nu înseamnă că textul se aplică. Până la momentul la care el va fi declarat în mod oficial neconstituțional. Cum veți merge pe varianta respingerii totale sau luați în calcul și varianta arestului la domiciliu? Instanța din oficiu poate să ia această măsură, arestul la domiciliu. Nu vom cere acest lucru. Deja există o măsură de arest la domiciliu. Nu are rost să mai cerem una. Același lucru s-a întâmplat și în speța precedentă. Instanța a respins cele două propuneri ale parchetului și a luat din oficiu măsura arestului la domiciliu. Asta înseamnă că dacă se acceptă arestul la domiciliu, cel puțin, există indicii temeinice că doamna Udrea a făcut ceea ce susțin procurorii și această măsură preventivă se impune? Nu vreți să comentăm după soluție? Vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să anticipez, nu vreau să se considere că facem presiune asupra judecătorilor. Reamintiți-ne puțin. Sunt 6 capete de acuzare. 6 capete pentru care s-a cerut arestarea preventivă. Deci abuzul... Sunt 3 lor dimite, abuzul în serviciu, exercitarea influenței și tentativă de folosire cu reacredință a documentelor fictive sau false la autoritatea europeană pentru necontare.